Dumitru Blejo a amenajat adăpostul pentru animale pe un teren extravilan din comuna Soenești, înainte de a se decide instalarea scutului antirachetă la Deveselu. Atunci când pășunează, oile activează senzorii bazei militare din zonă. Împreună cu unitatea militară de la Deveselu, împreună cu Consiliul Județean, l-am acționat în instanță pentru a demola saivanul, deranjând activitatea acestei unități. În acest moment este suspendat, judecata este suspendată, deoarece Ministerul Apărării Naționale se judecă având termen. Fermierul a refuzat să demoleze saivanul fără să fie despăgubit cu 80.000 de lei. Litigiul pe care l-are cu Ministerul Apărării a ajuns în instanță. Sătenii din Stoienești îi dau dreptate fermierului. Nu sunt de acord. În momentul în care are titlul de proprietate și a fost acordat să facă lucrul acesta, n-are niciun drept să... Na, o fi a mizeria de la animale și ăștia, dar dacă dânsul era înainte... În aprilie, Consiliul Județean Olt a obținut în prima instanță casa Ivanul să fie demolat, iar proprietarul să fie amendat cu 3.000 de lei pentru construirea lui ilegală. Fermierul a contestat decizia, a câștigat și dosarul a fost trimis spre rejudecare. Procesul a fost suspendat până la soluționarea disputei cu Ministerul Apărării. În 2017, Consiliul Județean Olt i-a pus în vedere domnului Dumitru Bleja să plătească amenda de 3.000 de lei și să demoleze construcția ilegală în termen de 2 luni de zile, urmând ca, dacă dânsul nu procedează în acest sens, instituția noastră să demoleze construcția ilegală și cheltuielile să le recuperăm ulterior de la dânsul. Scutul antirachetă de la Deveselu a costat aproximativ 24 de milioane de dolari și a fost declarat operațional în 2016. Saivanul are o lungime de 22 de metri, o înălțime de 4 metri și adăpostește aproximativ 200 de oi.